La Curtea de Argeș, asfaltările importante mai au de așteptat. Scumpirea petrolului și implicita bitumului l-a determinat pe furnizorul de anul trecut să renunțe la contract, așa că autoritățile locale s-au văzut nevoite să organizeze o nouă licitație. Eu sper ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. De fapt, ea va fi repornită, pentru că anul acesta a fost pornită. Am lucrat 2 săptămâni cu stocurile de materiale pe care le-am avut de anul trecut. Ne-am și încurcat un pic acolo, pentru că speranța noastră era să putem suplimenta contractul de anul trecut la prețul de anul trecut cu încă 10%, așa cum legea permite. Acest lucru deocamdată nu a fost posibil pentru că furnizorul nu mai dorește continuarea contractului datorită prețului. Știm cu toții procentul cu care s-a scumpit petrolul în ultima vreme, nu numai carburantul s-a scumpit ca o consecință a creșterii prețului petrolului, ci și bitumul. Creșterea este de peste 10-12%, lucru care, sigur, l-a determinat pe furnizor să nu mai accepte oferta noastră și să-și dorească organizarea unei alte licitații. Chiar dacă stația de asfalt nu va fi pornită în următoarele săptămâni, planul de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală nu va fi afectat. Sper ca până la sfârșitul lunii mai să fim gata cu totul noi. Oricum, pentru luna mai nu ne încurcă foarte, foarte mult lipsa asfaltului pentru lucrările noi, respectiv parcările și trotuarele, pentru că avem ce face, schimbăm borduri, compactăm, punem piatra concasată. Problema este mai dureroasă atunci când ne gândim la câteva străzi care au rămas nereparate. Mai sunt câteva străzi în care mai avem gropi și alea deranjează. Anul acesta, stația de asfalt a municipiului Curtea de Argeș a fost pornită doar 2 săptămâni, iar asfaltul produs a fost folosit pentru astuparea craterelor din carosabil.